Acum că ne-am jucat un pic cu cele două grafici și cele două rapoarte, putem merge mai departe și să dăm click pe afișați și să actualizăm datele. În caz că datele nu au fost actualizate, putem cere Google-ului să ne actualizeze datele. După care putem merge mai departe, vom da click pe pagină, putem crea o pagină nouă, să dublăm pagina, să ștergem pagina și alte elemente. După care, dacă dăm click pe aranjați, putem să ordonăm fie în prim plan, fie în față, fie trimite un pas înapoi. Putem și de asemenea să distribuim acest raport. Putem da click pe stela la nivel de raport și ne va duce pe un tab cu setările de raport. Vedem aici setările de raport. Putem vedea resursa, fie pe extensiune, fie pe filtre, fie pe date adăugate. Dacă am dat click pe date adăugate, vedem că avem două grafici. Vă spun exact din ce cont ne-a luat aceste rapoarte și câte rapoarte are fiecare cont la care suntem conectați. După care vă dat click pe segmente. Putem crea segmente, dacă nu avem, putem să le creăm. După care vom da click pe resursă, va avea filtrele. Putem adăuga un filtru, să vedem ce filtru putem să adăugăm. Nume. Putem da numele unui filtru, gen filtru 1. Sursa de date. Putem, aici opțiunea include sau exclude. Și putem selecta un câmp care vrem noi, în funcție de ceea ce vrem noi să segmentăm. Să zicem pe dispozitiv, cred că este mai relevant. Putem să segmentăm. Dăm click pe dispozitiv și alegem o condiție. Este egal cu, să zicem, mobile. Putem da click pe salvați și dacă da click pe salvați vom crea segmente care include dispozitiv care este egal cu mobile. Deci vom segmenta doar userii care intră de pe mobile pe contul nostru de AdWords, pe anunțul nostru de AdWords. După care putem să vedem anumite grafici sau putem să adăugăm o nouă pagină sau putem da share, să trimitem raportul către un coleg sau către managerul nostru sau către un client chiar. Vedem că se încarcă și aici nu mai trebuie să facem noi rapoarte în PowerPoint, ci putem crea rapoarte care sunt automat updatate în funcție de ceea ce vrem noi. Putem scrie o listă de mail sau putem crea un link care să fie trimis printr-un e-mail. Vedem aici linkul. După care putem să mergem mai departe și să vedem alte elemente. Putem crea o nouă pagină. Mergem pe New Page și aici putem adăuga, mergem pe inserare și putem adăuga o imagine sau un text unde punem un tabel cu date. Vreau un tabel cu date să adaug. Și acum adaug tabel cu date. Sursa de date vreau să o modific. Nu mai vreau pe AdWords. Și vreau pe un alt cont, pe contul de Google Analytics, să zicem. Trebuie să ne arăt și pe autorizare. Și iarăși Google Data Studio se va conecta cu contul nostru de Google Analytics și va extrage date din acel cont pentru că noi să raportăm acele date mult mai ușor în Data Studio. Dacă îi permiteți. Și aici alegem contul pe care vrem noi să-l monitorizăm și toate datele site-ului. Putem da click pe reconectare pentru a ne conecta la acel cont specific de Google Analytics și extrage date din acel cont. Mai departe vom vedea diferite modificări în următorul video.